ați plecat din cercetarea românească, din școala românească și din cercetarea românească și așa că o să vreau să vă aduc un pic și la subiectul cercetare și educație în România. În primul rând v-aș întreba dacă ați mai menținut un contact cu cercetarea românească, dacă știți ce se mai întâmplă în România. Am menținut un contact pentru că în grupul meu am inclusiv cercetători din România. Deci lucrez cu 3-4 cercetători care vin din România și mențin contactul și colaborarea cu grupul de la Măgurele, nu atât pentru experimente care se fac în România, ci pentru experimentele pe care le facem în Italia, în cadrul cărora contribuie inclusiv cercetători români. Absolut, dându-și contribuția absolut excelentă. Noi avem imaginea aceasta că am avut o școală românească foarte bună de fizică și o cercetare pe măsură și că cercetătorii români au impresionat peste tot pe unde au mers și au avut realizări. Cât de departe sau de aproape de adevăr sunt afirmațiile astea? Dacă se generalizează spunând că peste tot sunt cercetători români plini de succes care au ajuns la vârf, este cu adevărat o exagerare. Ceea ce nu înseamnă că nu sunt cercetători români în lume. Am întâlnit câțiva în cariera mea, deci în diverse țări din lume și oriunde au ajuns, deci există diverse laboratoare în care cercetători din România au un rol important și pot să spun că fac cinste țării noastre și sistemului de educație din România, pentru că cercetătorii de care vorbesc, colegii de universitate, de exemplu, am avut prilejul să studiem în România în timpii acum, să zicem, câțiva mai mulți ani, însă nu sunt extrem de mulți. Deci nu e că în lume există zeci de mii de cercetători din România și imediat ce unul iese din România este primit cu brațele deschise pentru că toată lumea așteaptă miracolul românesc. Deci trebuie, cine ajunge în străinătate, trebuie să se zbată și să demonstreze valoarea cum e normal de fapt să fie. Fiind deasupra lucrurilor un pic, fiind afară, nefiind băgat în toate aceste lupte și dispute interne, cum vedeți situația actuală a cercetării românești și dacă ce vă place și ce nu vă place, ce credeți că ar trebui reformat de urgență? Deci, ceea ce văd eu în România, de fapt, n-aș porni nici măcar de la cercetare, aș porni de la sistemul de educație. Pentru că, evident, cercetarea este rezultatul celor care sunt interesați să facă cercetare. Și acest lucru se întâmplă deja de pe băncile școlii, de pe băncile nici măcar ale liceului, chiar și mai înainte. Și din acest punct de vedere văd că România lucrurile s-au înrăutățit, pentru că importanța studiului științei, deja de la nivel ministerial, inclusiv cu încurajarea profesorilor, aș îndrăzni să spun inclusiv salariile pe care le primesc ca să încurajezi profesori de calitate să vină în școlile românești, a scăzut simțitor. Acest lucru merge mână în mână cu respectul față de profesori și faptul că, așa cum știm cu toții, este mai important să ai un Jeep, să ai un telefon de ultimă generație, să fii un businessman și așa mai departe, iar profesorul este cel care n-a reușit să ajungă de multe ori să aibă aceste lucruri, ce este un sistem al valorilor total greșit. Și deci, ca să mă reîntorc la ceea ce era întrebarea, deci ar trebui oarecum reconsiderată, nu neapărat reformată, dar reconsiderată importanța științelor și a profesorului și a statutului profesorului în școli, plus programe de încurajare a studenților și a elevilor de a studia știința. Evident că dacă acest lucru se întâmplă, pe urmă vei avea inclusiv formatorii din profesorii din universități, din licee. Este un sistem închis cu un feedback care ar trebui să fie pozitiv. Iar acești oameni ajung pe urmă în cercetare, care se face nu doar la București, se face la Cluj, la Iași, în diverse centre de cercetare din țară, care la ora actuală, cel puțin cea din București, știu că are anumite probleme, nu sunt direct implicată în aceste probleme care sunt legate, cum știm, de LINP,
Sper să oarecum să lucrurile să se îndrepte. Nu știu cum, tocmai pentru că nu cunosc detaliile acestui subiect, însă această oportunitate pe care România, cercetarea din România o avea și îndrănesc să sper că încă o mai are, nu trebuie pierdută. Însă nu trebuie punctat, nu trebuie să pariem totul pe acel subiect, ci cercetarea, cum vă spuneam mai înainte, se desfășoară în cadrul mai multor lucruri cu multe idei care trebuie să meargă înainte în paralel. Adeseori românii sunt adepții extremelor, ori ești cel mai bun, ori nu mai exiști. Și pentru că vorbeați de LIMP, laserul de la Măgurele, mai simplu spus, mai colocvial așa, pentru noi a fost decuplat de partenerii europeni, Cehia și Ungaria, de la finanțare, ceea ce reprezintă o mare problemă și un mare scandal acolo. E și în întârziere mare, a avut două întârzieri. În fine, noi vedem laserul ăsta ca pe o mândrie națională. Wow, avem 10 petavați puls, suntem cei mai mari, cei mai tari din lume. Cum se observă din cercetarea europeană LIMP? Deci, la ora actuală, LNP, să nu uităm că LNP, acel NP, este ceea ce făcea diferența între celelalte lasere din sistemul celor trei. NP înseamnă nuclear Nuclear physics, fizic. deci fizică nucleară. Laserul era doar una dintre componentele acestui sistem care ar fi trebuit să aibă un accelerator. Laserul venea trimis spre fascicul accelerat, tocmai ca să primească energie de la acest fascicul, să se realizeze fascicolul de raze gamma, care era cel important și care ar fi permis studiul fizicii nucleare. Faptul că la ora actuală acest sistem nu este complet înseamnă că nu avem LIMP. Deci că avem un laser cu 10, 15, 20.000 de petavați este relevant, dar nu este LIMP. Se poate, evident, face fizică inclusiv cu un laser, nu contest acest lucru, însă nu este acesta obiectivul inițial care avea de-a face, repet, cu fizica nucleară, iar Măgurel este un centru, să spunem, nu primul centru din lume, dar însă este un centru care avea o reputație pentru fizica nucleară în lume, o reputație bună. Avea un laser nu înseamnă avea posibilitatea de a face aceeași fizică care trebuia făcută cu complexul LIMP. Ce va fi în continuare? Faptul că la ora actuală a fost decuplat și, cum spuneați, exclus de la o eventuală finanțare europeană, face să-mi plângă inima, pentru că, evident, avea o posibilitate de a face experimente de fizică nucleară în condiții de fascicul de fotoni cu energii mari, cum ar fi trebuit să fie cel de la Măgurele, stârnea un interes inclusiv în Italia. Aveam colegi, de exemplu, în Milano, care erau foarte doritori să meargă să facă un experiment la LNP cu acest fascicul, care la ora actuală e imposibil să fie acolo, tocmai pentru că nu este fascicolul laser, ci este fascicolul bustat cu acceleratorul de particule. O problemă a cercetării românești și cred că a cercetării în general care se pune, se tot discută, este finanțarea. Și v-aș întreba care este modelul italian de finanțare a cercetării? Ceva în genul CNRS-ului francez, ori mai degrabă prin competiții de proiecte? Este un model dual, deci mare parte din finanțare vine de stil franțuzesc, deci există mai multe institute. Institutul meu este un institut național care are filiale în practic toate orașele mari ale Italiei, inclusiv are patru mari laboratoare naționale și are o finanțare unică. O finanțare care este distribuită în baza experimentelor și cererilor de finanțare ale diverselor grupuri. Eu, de exemplu, am două finanțări în cadrul institutului, care banii nu-ți sunt dați pentru că îi ceri, deci tu îi ceri și pe urmă ai un grup de referii care îți studiază aceste cereri, te pun să-i spunem, într-un vârtej în care trebuie să răspunzi la o serie de întrebări și pe urmă parte din finanțare, total, parțial, îți vine acordată în cadrul finanțării unice pe care institutul o are de la guvernul italian. Există însă și posibilitatea de a aplica la proiecte regionale sau naționale, deci în cadrul acestui
finanțare duală, deci ai posibilitatea, dacă banii nu-ți ajung sau dacă ai idei în plus, să aplici la proiecte atât naționale, deci italiane, italienești, cât și proiecte europene sau internaționale. Eu am avut, de exemplu, proiecte finanțate din America, fundații americane, și proiecte europene, dar și italienești, deci finanțate de ministerele din Italia. Dată fiind poziția dumneavoastră și experiența de atâția ani în Occident și în centre de cercetare occidentale puternice, ați fost contactată de cineva din cercetarea românească, de la guvern, de la IFIN, pentru un sfat, pentru un ajutor? Separăm lucrurile. Deci România mi-a recunoscut calitatea cercetării, acordându-mi acum circa un an și jumătate, o onoare extrem de importantă pentru mine, pentru sufletul meu, și anume mi-au acordat această medalie pe care acum nu am cu mine, însă o port cu mare bucurie de cavaler cu Ordinul Meritul Cultural. Deci sunt cavaler al României cu Ordinul Meritul Cultural, ceea ce mi-a fost recunoscut de către Guvernul României, de către președintele Iohannis, care a semnat acest document pe care îl țin cu mare drag acasă. Deci asta din punct de vedere al recunoașterii naționale în România. Din punct de vedere al fizicii, țin să spun că nu am fost contactată de nimeni din România pentru a avea vreun sfat sau vreo colaborare pentru cercetări care nu sunt în Italia. Pentru cele care sunt în Italia, cum vă spuneam mai înainte, colaborez cu grupul în România și chiar o colaborare foarte fructuoasă. Pentru partea însă, să-i spunem, de la Măgurele, nu, n-am avut niciun fel de contact sau legături legate de proiectele sau situația de acolo. Când ați fost ultima dată în România și cred că a fost o conferință la universitate, ați fost în vizită la fostul liceu? Ați fost invitate vreodată? La fostul liceu nu, însă am ținut câteva seminarii de-a lungul anilor la Institutul de la Măgurele, asta da, deci seminarii despre cercetarea la care particip, însă la fostul liceu nu am fost, parțial din vina mea, pentru că colegii de liceu au sărbătorit 10 ani, 20 de ani, însă eram prin alte colțuri ale lumii și nu am reușit să particip la aceste evenimente, din păcate, repet, din vina mea. Thank you.